Avem nevoie de cărți mai mult decât oricând, iar cărțile au nevoie de noi. Dacă te-ai uitat azi la cer și te-ai întrebat cum o să fie vremea, îți spun la mulți ani: pe 20 mai e aniversată Ziua Internațională a Meteorologiei. Vremea se schimbă mereu, dar și dacă plouă, și dacă e soare, ceea ce citești rămâne la fel de important. În citește, te rog, citește. Felicitas von Lovenberg îți oferă o pledoarie pentru lectură. Că se vede în ochii tăi dacă îți place să descoperi lumea de la o pagină la alta sau că ai de-a face cu studii care îți arată cât câștigă în plus la salariu cei care s-au bucurat de cărți în adolescență, orice argument are povestea sa pentru autoarea născută la Münster, în vestul Germaniei. Cititorul are și îndatoriri.